Salutare băieți și bine v-am regăsit la un nou episod de Samp. Sunt, sunt aici cu... Ia uite-l, ia uite -l. Cu McGregor. Salut frate. Salut. Bă, după cum observați, Mamă, cred că am era prea tare să, să, sperăm că nu se aude foarte, foarte tare. După cum observați, vă arăt, așa, vă arăt așa puțin. Acesta este ultimul interior. Ce o să-l adăugăm? Ia, ia, ia uite după colț. A, ce, ce, se vede acolo? Ia stai așa, stai, stai, stai. Mamă, bă, ce cu ecranul ăsta, mă? Microunde, ce e la mă? Bă, vă arăt prima dată, hai să vă arăt sala de, de film, așa o denumim, așa pe română, frate. Sala de film, ia uite mă băieți, ziceți frate că nu vă place acest interior, bă, acesta este genial. O să aveți și anumite beneficii dacă o să-l puneți pe, dacă o să vi-l cumpărați, bineînțeles, o să aveți anumite beneficii și ia uite-l, boss, ce ziceți frate? O să vă explicăm efectiv acum tot ce ține de acest interior, de interioare, de schimbările de pe OG Times, pentru că serverul în perioada următoare va suferi multe schimbări, în bine, bineînțeles. Și... Ia și de OG Guard masiv, Păi, păi, hai să începem cu Ogi după care terminăm cu, adică prezentăm efectiv uh, interiorul și beneficiile la acest interior, dar prima dată hai să terminăm cu OG Pai, problema e foarte simplă. Multă lume de când l-am adăugat pe server, nu-și nota codul de recuperare, pierdeau mulți conturile. Am încercat să vă ajutăm cât mai mult, dar se pare că unii tot nu au înțeles ce au de făcut și ne-am gândit să, în perioada care urmează, să-l scoatem de pe toate conturile. Și cine vrea neapărat să-și securizeze contul, va fi nevoie să-și deblocheze opțiunea din shop. Așa vă putem ajuta și noi pe panel. Și nu o să mai fie lume care își blochează contul. Sau deci, uită efectiv, codul, sau o să-l să așa mai pescuim, O să-l băgăm în shop, Cine da, vrea să-și să uh, Da exact, nu o să fie scump. Cine vrea să-și securizeze contul, să fie sigur că nu o să fie spart contul. O să aibă acolo o opțiune. Efectiv da, unde dacă. nu nu? Exact, ceva de genul. 5 PP ori zic că nu este sumă foarte foarte mare. Vedem. Dacă chiar vedem că vă interesează și cumpărați treaba asta sau deblocați OG efectiv o să primiți și suport, o să vă ajutăm în caz că vă pierdeți contul sau ceva de genul, pentru că așa, vă frate, sunt o grămadă de conturi blocate cu OG Guard și efectiv lumea nu știe ce să facă și așa, nu ne mai, nu ne batem capul cu o grămadă de chestii, păi vine, vine mitică în puna sau Georgica, cum era un masiv, că mi-am activat OG și eu când intru în aplicație îmi dă un cod random de 4 cifre, ce să fac? Da, păi. hai cred. Deci, serios, -am, nu mai vrem să avem... În fine, deci o să Ideea dezactivăm. Ideea e că o să puteți să vă recuperați conturile dacă le-ați pierdut în trecut. Toate conturile o să fie fără OG Guard și apoi cine și, cine și activează opțiunea din shop... O să primească și să... suportul. Da, exact. Bun, trecem la acest interior. Bă, băieți, arată genial. Dacă vreți să vedeți toate interioarele ce se vor băga pe server... Nu uitați, aveți în descriere, o să posteze masiv astăzi, cred că în același timp o să postăm și eu și el ultimul, adică o să posteze el ultimul episod, adică ultimul clip cu ultimul interior. O să-l aveți în descriere dacă vreți să-l să vedeți și bineînțeles dacă vreți să participați și la giveaway, o să aveți Trași acolo în descriere. Dați un like, o să fie un giveaway dintre toate interioarele astea care le vom adăuga pe server, cel mai apreciat interior îl voi acorda la giveaway -ul. Bine, câștigătorul acum să vedem. Da, o să mai vedem cum. Bun, ce beneficii aveți dacă cumpărați, de exemplu, acest interior? Bun, aici o să aveți bar, o să vă puteți cumpăra băuturi, șampanie și nebunii și tot ce ține, bere, vin, așa. O să mai băgăm depozit, vă o să vedem vedem exact unde, ia, în un, un baie îl pune, uite aici, <laughs> nu știu, vedem. O să în aveți berete. un, un depozit unde vă puteți depozita materiale, droguri, bani. Așa. Efectiv o să mai aveți propriul gun shop, da? Deci propriul gun shop o să-l aveți la voi în casă, unde vă puteți, de unde vă puteți cumpăra arme, da? Deci intri în casă frumos, te ai luat arma și ai plecat. E dat-o Mare gaur. Bun, da, după... și foarte important, proprietarul casei va beneficia de un anumit procent de armură de fiecare dată când te spawnează case. Exact. Deci o să ai la renterii că nu ne-am gândit dacă o să facem ceva asemănător, dar ar fi bine, adică să beneficieze și renterii de câteva facilități. Da, eu zic că e ce na, eu mult mai mai ok. Adică Deocamdată ne gândim și la renter să facem ceva, anumite beneficii dacă vă cumpărați acest interior sau alte interioare, am spus, le puteți vedea tot, toate interioarele le puteți vedea acolo la, la masiv și vedem. Deci, în de clar, cel care își cumpără acest interior o să beneficieze și de armură când intră în nu când intră în casă sau când efectiv vedem cum o Ei, să facem când pe, o pe o comandă specială sau vedem cum o să pună masiv și o să ne gândim și la anumite beneficii pentru, pentru renteri dacă aveți, nu știu, dacă aveți idei dacă aveți sugestii în secțiunea de comentarii le aștept cu mare drag o să mă uit cu, cu masiv deci până acum vă puteți lua toți, adică și renterii aveți aici bar, vă puteți lua de la bar ce vreți, heal bineînțeles proprietarul casei are gun shop, depozit Uh, na, armură și o să ne mai gândim și la alte beneficii. Nu știu frate, spuneți-mi și voi ce părere aveți despre acest interior, Eu zic că e genial, arată chiar, chiar arată foarte, foarte bine frate, chiar este bine făcut. V-am spus, acest, aceste interioare nu le găsiți pe internet, nu le găsiți efectiv în altă parte, sunt și vor fi băgate doar pe serverul o Good Times. Deci, uh, da... Eu zic că arată, arată foarte bine aici. Dormitor, bucătărie, baie. Nu știu, mă, arată no. foarte bine. Și acest interior, și celelalte. Deci mai sunt interioare care arată foarte, 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 foarte bine. Uite, sala de film. E ok. Era așa mică dacă putem să facem să apară acolo ceva. Pana mea. Sam. Bine, sam. Na, nu putem să le facem chiar, chiar, chiar pe toate. Bă, dar ea efectiv, uite-te, frate, și în colțuri cum, cum e făcut și cât de bine este făcut, da? Uh, tablou Bă, arată, arată, foarte, foarte bine. Să sperăm că o să vă placă acest update, aceste update pentru că vor mai veni update-uri, deci stați aproape de serverul Times pentru că... Decât început. Exact nu o să... <laughs> După cum mi-am dat și eu o, <laughs> o să vedeți că ne-am pus pe treabă. V-am spus, odată ce rezolvăm cu donațiile și o să fie ok, ne am cam rezolvat, vă puteți cumpăra puncte premium. Exact, deci dacă vreți puncte premium cu PaySafe Card cu ce vreți voi, aveți acolo opțiune automată pe Panel Dacă nu vă descurcați Am făcut masiv un tutorial deci v-am explicat efectiv cum, cum se. Bă dar uite și asta mă ce fain e făcut modelul ăsta de sus bă tu vezi uite te da, Aici mă, mă, Bun Băieți Cam atât a fost cu acest episod am vrut doar să vă anunț că Urmează chestii foarte, foarte interesante și ați văzut, acum câteva, acum o lună, două luni am spus, bă, nici să vă țineți bine pentru că băgăm o grămadă de chestii pe Google Times. Unii dintre voi poate nu a crezut și vă anunțăm la fel. Pe lângă chestiile ce le-am anunțat, că o să băgăm o grămadă de, de nebunii pe server. O nebuni care efectiv o să schimbe fața serverului și practic o să vedeți o, un server diferit uh, față de, de ce ați văzut până acum. Nu că până acum n-a fost un server, forță, a fost normal, forță, dar o să vedeți un, o altă față a serverului OG Times. Bun, băieți, am fost aici alături de Masiv, o să ne revedem probabil data viitoare, poate astăzi, o să facem un live mai pe seară, vedem, vedem cum stăm și așa mai departe, ne vedem, numai bine, o, o zi frumoasă, pa, numai bine, pa, pa!